Ulterior, am văzut că oamenii nu se regăsesc, nu consideră votanții de dreapta, mă refer la cei de la PSD, cu siguranță votează Partidul Social Democrat, fie la ei. Dar oamenii de dreapta nu s-au simțit reprezentați de candidații pe care avem. Să avem în poziție eligibile ca vârf de lance un la Camera Deputaților un bătăuș, și nu o spun eu, o spun toți cei care au scris în presă despre scandalul și dosarele penale pe care le-a avut la tribunal pentru toate bătăile și scandalele pe care le-a avut, el a senat un, fie că ne convine, fie că nu, un traseist politic. Mă refer la domnul Bucălău. Și oamenii au spus, bă, nu putem, ce se întâmplă? Am avut curajul să fac acest pas în momentul în care am văzut că foarte mulți colegi s-au simțit la fel scârbiți și au zis că, nu mai avem niciun motiv să mai... Au luat această decizie și alți colegi de a sunt colegi care și-au dat demisia din funcțiile pe care le aveau, au rămas simpli membri, dar tocmai pentru ca să existe o alternativă pe partea dreaptă, eu consider că astăzi un liberal, și aici mă refer la fix persoanele care mi-au scris în privat, mi-au dat SMS, m-au sunat, nu cred că pot fi reprezentați de astfel de persoane în Parlamentul României. Să ai vârf de lance, persoanele, în teorie cel puțin, cele mai bune pe care le are Partidul Național Liberal, un partid, le pune pe cele mai înalte poziții. Nu cred că astăzi PNL Brăila stă într-un bătăuș și un traseist. Chiar nu cred lucrul ăsta.